facem acum? Facem vlog. Foarte, 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 foarte mulți dintre voi mi-au cerut vlog. Așa că vedeți că am o jucărie nouă pe care, în mod evident, nu știu să o folosesc. Și mă chinuie și mă disperă din tot sufletul și toți rinichii. Dar eu chiar mă chinui să facem vlog. Eu nu sunt confortabil absolut deloc cu filmatul în public. Dar hai să vedem ce o să iasă și ce am să vă arăt. Ce voiam să vă mai spun? Acum suntem în prezent, ne întoarcem un pic în trecut ca să vă arăt cum am început ziua și cum am pregătit să ies în oraș. Ies numai până la DM, adică și să fac niște cumpărături, nu fac nimic acum. Dar nu o să fie, adică vlog, e o încercare, vreau să văd cum e, dacă o să vă placă și o să am răspuns pozitiv la video ăsta, văd, poate mai fac. Nu, ies foarte tare din zona mea de confort, dar hai, cu Dumnezeu înainte, ne întoarcem un pic în timp, vă arăt cum am pregătit și ne întoarcem în prezent. Ca să plecăm. Așa, mi-am spălat tenul. Tonul. Scuzați claritatea, cum am spus, ăsta e vlog, nu stau cu lumini, cu chestii, pur și simplu ceva mai spontan. Toner. Dimineața folosesc ăsta de la Haru Haru Wonder. Este cu acid hialuronic și lavandă. Levanțică. Vă pun link în descriere cu ce produse folosesc. Îmi place că are acid hialuronic și uitați aici ce frumos e asta. Așa. Cremă. Tot Haru Haru. Am... am vreo 3 de la Haru Haru și le rotesc. Am astea 3, foarte șmechere și foarte light. Foarte light, dar mișto, adică simți că te hidratează, că am folosit și creme light care nu hidratau deloc. Bun, și acum SPF altruist, astăzi am să-l folosesc pe ăsta. Face fluid. Îl dau și pe gât. Cred că este puțin mai bine. Aici vedeți asta mea de machiaj, dar o las aici. Ok. Am aplicat asta și acum niște corector. Ăsta. Ăsta de la Benefic Boeing. Puțin sub ochi. Foarte puțin iluminator lichid. Deja am pus prea mult și uitați cât am pus, dar o să vedeți că o să iasă o tonă. De-aia le las un pic pe mână. Vedeți că nu vă arăt foarte mult din ceea ce fac. Dacă v-ar plăcea un astfel de video în care să vă arăt... V-am mai arătat ce în trecut, cum mă pregătesc eu super, super rapid, efectiv, ca să ies pe ușă, dar dacă v-ar plăcea să vedeți asta mai într-un video ca lumea, spuneți-mi și vom face. Puțin sprâncenele, gel de la Baby, umplu sprâncenele și that's it, adică cam asta fac și ies pe ușă. Acum am să merg să mă îmbrac. Și revenim în prezent. Și suntem din nou în prezent. Haideți să mergem. Prima oară am să mă duc până la mașină să caut suportul pentru la valieră, că vedeți că o țin în mână. O pasat așa că am fuțuit-o și s-ar putea să vă fi spart urechile. Pare rău, v-am spus. Nu sunt obișnuită să fiu în deplasare. Și apoi mă duc la DM. Am să iau autobuzul. Fiindcă este vineri și vinerea în Cluj, autobuzele sunt gratuite. Și da, nu am să vă arăt în DMA, că eu nu, pur și simplu, eu nu sunt genul ăla să pot să stau, să trec oameni pe lângă mine și o să stau așa cu camera, deci hai că vedem ce vă pot arăta. Doamne ajută! Cum ajungem la DMA. Să tot fâție aparatul ăsta, așa mă scoate din sărit, iarăși pleacă. Efectiv, nu pot să-l înțeleg, nu știu ce-i fac greșit. Nu știu ce nu fac bine. În fine, mai intru la DM și vedem ce cumpărăm. O să vă fac, cred că, haul acasă. Deci, trebuie să
să întreb pe cineva neapărat prin psiholog să știe chestia asta, că mă disperă efectiv. Și apoi am să mă mai arăt așa niște bits and pieces prin oraș cât am să pot. Dar acum hai să intrăm la tine să cumpăr chestiile de care am nevoie. Am să las camera și apoi cred că când ajung acasă vă arăt hall-ul. Aici, aia, hai să vă arăt aici, că aici e super drăguț. Hai că e bun. Am vorbit atâta timp fără măcar să fi înregistrat. Am să zic că mă duc acum la celălalt de meu. Acela asta n-am reușit să găsesc tot ce am vrut. Și da, sper că am să găsesc la celălalt. Și în drumul meu până la celălalt de meu am să vă arăt pe aici prin Cluj. Dacă nu sunteți din Cluj, poate o să vă placă, pentru că e cald și bine. Și da, am ajuns în centru. Catedrala. Hai, ne plimbăm puțin pe aici. Ok. Terase, drăguț. Poate mâine am să mă plimb mai mult, când vine și prietena mea și poate ea o să vrea să ne plimbăm. Dar oare când de să o iau? Hai că o iau. Hai, vă mai arăt puțin catedrala. E invers. Eu îmi continui drumul, dar cred că am să opresc aici filmarea, fiindcă okay, e cald și vreau pur și simplu să mă duc la celălalt DM. Mai am ce trebuie, mă duc la Kaufland și apoi am să vă arăt acasă ce mi-am cumpărat și mai vorbim noi după. Bun, hai să vă arăt ce am cumpărat de la DM. DM, DM, niciodată nu zic DM. Aici niște eye sheet masks pentru o clientă. Pun așa sub ochișuri cât o machez la ochi. Și asta este de la nu este de la DM, este de la Kaufland, de la Herbagen și miroase foarte, 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 foarte frumos. Este un lapte de corp. Apoi, aici pentru vara mea am două din astea, stați așa. Bun, hai să vă arăt. Asta e ceva pentru mașina de spălat, ceva anticalc, archete de astea. Aici am niște gene așa, individuale, super șmechere, de astea gen smocuri, foarte fain, n-am mai văzut așa. Și aplicator cadou, perfect. 20 de lei, tot de la DM. Cum am spus, am două din astea, sunt niște un rimel pentru baby hairs. Glossul acesta, super, 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 super fain. De la Essence. Două din astea, că am rămas fără și nu vreau să mai rămân fără două din astea de curățat pensulele. Rimmel de la Essence. Super, super șmecher. L-am recumpărat, că mi-am mai avut multe. Și am luat și acest iluminator de la Catrice. Am vrut super tare mult să-l încerc. Abia aștept să-l testez, că am văzut. Mi s-a părut foarte interesant nuanța și de asemenea am auzit și review-uri pozitive, mai ales la tati. Hello! Este deja a doua zi. Acum am să iau cu mine, ies la plimbare cu o prietenă, mergem la Polus, de fapt la Vivo, se cheamă Vivo. Și vedeți că am acum alt stabilizator, sper că face treabă bună, dar celălalt e prea mare. Seară mai am încă un pic părut. Seara am fost la un party de dans, evident că am uitat să vă arăt cum mă machez și chestii, pentru că nu sunt obișnuită să fac asta. Și da, hai să vă arăt outfit of the day. Am această rochiță. Este de la
de pe ASOS și este din IN și cred că e, și e made in Romania. Made in Romania. Acest ghiozdănaș e de la Melimelo și papucii pe care vi-am arătat în clipul cu ce mi-am cumpărat de la reduceri sunt de la Steve Madden, tot de pe ASOS. Hai să văd ce vă pot arăta. Cred că o să ne vedem direct poate prin centru dacă ne plimbăm. Da, dimineața am machiat pe cineva, pe o dragă prietenă de-a mea, Oana, cea care îmi face aceste minunate unghiuțe. Și, da, hai să vă arăt ce vă arăt pe astăzi, mâine deja trebuie să postez. Sper să am suficient material și sper să fie interesant vlogul ăsta, dacă nu, God knows I've tried, so, haide să începem! Așa, ok, oameni pe stradă care trec și se uită la mine, Cezara, chill, nu este nimic. Ce nu-mi place chestia asta, da, dar uite, sunt aici cu prietena mea, Valentina, și am fost până la Vivo și acum să mergem să mâncăm ceva, că e foamiță. Sincer, nu știu cum e cu stabilizatorul ăsta, de fapt e un trepied, nu e stabilizator, nu cred că stabilizează foarte bine, dar trebuie să învăț, trebuie să învăț stabilizatorul ăla până fac eu ceva. Dar hai să vă mai arăt de prin Cluj și acum suntem în Parcul Central și astăzi nu o să mai întâmple multe chestii, deci cred că în curând am să închei această intenție de vlog, deci sper că o să vă placă! Am fost aici la Chios, în Cluj, uitați ce frumos e. Tocmai a fost așa o ploaie, toată lumea s-a golit tot parcul și noi am rămas aici așa. Am mâncat frumos, chiar a fost plăcut. Aici se va încheia vlogul, am mâncat niște quesadilla chiar surprinzător de bune, nu mă așteptam să fie așa de bune. Și aici v-am spus că închei vlogul, sper că v-a plăcut, lăsați-mi în comentarii dacă v-a plăcut, pentru că like, dislike, contează feedback-ul ca să vedem dacă mai facem, dacă mai nu. Și noi ne revedem în următorul video. Pup, tare, tare, tare dulce! Mua.